întâmplă acum în România, cu media, se întâmplă de fapt în toată zona și în toată lumea, nu doar în Estul Europei. Noi la RISE lucrăm mult cu jurnaliști din afara țării, lucrăm și în Africa mult, și în America Latină, America de Nord, peste tot, Asia. Acum avem un proiect, vă arăt forma lui beta, nu este forma finală, un proiect de media ownership, de fapt, unde ne-am uitat la proprietatea de media în țări din Estul Europei. Aici nu sunt toate țările la care ne-am uitat, dar vor fi vreo 16 în final. Și ne-am uitat la cele mai influente media din țările astea. Am luat cam 45-50 per țară, uneori mai mult, în funcție de mărimea țării. Și ne-am uitat, vedeți, la Ucraina, la Moldova, la România, la alte țări de aici, din zonă. Am creat un sistem, noi lucrăm mult cu programatori, cu hackeri, cu hackeri civici, hackerii aia buni, care programează, care nu fură informație și nu fură din conturile noastre bancare. Așa. Și uitați, de exemplu, în România am analizat vreo 49 de instituții media. V-am spus, este beta, deci nu este finalizat încă site-ul. Și din 49 am constatat că 51%, și astea sunt date generate de către sistemul pe care l-am construit noi în spate, e un algoritm în spate. Deci din 49 de instituții media, cele mai influente, 51% nu sunt transparente, fiindcă au offshore în structura de proprietate, au offshore sau offshore-uri. După aceea, 53% sunt conectate la politică, au legături cu scena politică și asta înseamnă că oameni din patronat, din patronatul media, sunt ori lideri de partid, ori au poziții importante în partid. Nu simplu fapt că are un carnet de membru înseamnă că media are legături cu politica. Și după aceea, 44% conexiuni cu diverse fapte de criminalitate. Toate acestea, dovedite, haide să luăm un singur exemplu, Realitatea TV aici, a menționat și Mircea un pic despre Cipru, despre proprietatea de asta obscură. Uitați, în structura de proprietate a Realitatea TV avem numai puțin de 22 de offshore-uri. Avem legături cu un partid politic, legături cu guvernul și vreo 8 procese. Deci când vorbim de... Astea sunt procese penale. Deci vorbim despre procese pentru corupție de în alt nivel și alte lucruri de tipul ăsta. Bun. Deci, practic, la Realitatea Media avem trei tipuri de stegulețe. Aici nu se văd culorile din cauza proiectorului, dar sunt steguleț roșu, albastru și negru. Deși este o instituție și netransparentă, și legături cu criminalitate și legături cu politica. Altele, vedeți, au câte două, altele câte unul, câte un steguleț, altele fără steguleț. Deci am încercat să facem, să analizăm structura de proprietate și să facem un fel de clasament al media din România. Dincolo de asta, evident, totul este probat. Adică în momentul în care vorbim despre structura de proprietate a Realitatea, vedeți, aici a fost muncă foarte multă, să vedem exact toate legăturile. Și toate sunt probate și sunt documentate. Deci dacă am spus că domnul ăsta e legat de firma asta, asta înseamnă că am un document care probează asta. Dacă am spus că instituția media este legată de un proces, vedeți unde sunt ciocănelele astea de judecători, la fel avem dovadă. Bun, haideți să ne uităm puțin la alte țări de aici din zonă. Să ne uităm la Moldova, unde am analizat vreo 47 de instituții de presă, 55% nu sunt transparente, 40% conexiuni la politică și 0 conexiuni la crimă organizată sau la criminalitate. De ce? Fiindcă sunt foarte multe care nu sunt transparente, 55%, și nu am putut să determinăm. Deci, evident, sistemul are limitele lui. Nu? În multe cazuri, în Moldova sunt folosite firme din Belize. Mircea Toma spunea că nu poți obții date despre firme din Cipru. Ba poți. Costă 10 euro bucata de firmă, însă din Belize nu poți obții nimic. Și moldovenii și oamenii care dețin instituțiile de presă din Moldova sunt puțin mai inteligenți decât cei de la noi de aici. Și atunci le dețin prin, evident, o grămadă de proxy și o grămadă de structuri din astea foarte, foarte opace. Bun. Fiindcă tot vorbeam despre Cipru, asta este, așa arată, noi așa lucrăm la RISE Project. Lucrăm totul documentat, dată publică, dar știm de unde să agățăm data aia publică. Și asta este firma pe care funcționează Realitatea TV, unde vedem legătură clară cu fiica lui Vântu,
știu eu, Vitalie, Emilian Schwarzenberg, destul de cunoscut și el. E și fiul lui Vântu, când ne uităm în Ionoscodrum, Vântu și tot așa. Deci documente din Cipru se pot, se pot obține acum. Haideți să ne uităm puțin la o structură de proprietate, de exemplu, din, din Moldova. Publica TV este unul dintre principalele posturi TV de acolo. La un moment dat a fost, chiar Vântu a fost implicat în Publica TV, prin Realitatea Media, deci el a deținut. După care a fost trecut firma pe un, pe un domn numit Anatoli Joșciuc. Stați puțin să văd că poate am o altă poza a lui Joșciuc, că are o față foarte interesantă. Asta este. Domnul Anatoli Joșciuc, fost din ăsta Vameș, de fapt poliție de frontieră, așa. Ei, dânsul a ajuns să fie directorul acestui post TV, care era deținut de o firmă din Republica Moldova, Știr Media Group, care la rândul ei deținută de către o firmă din Noua Zeelandă, unde mergem în, în alt acționariat și, în fine, niște firme înființate prin Malaezia, prin Australia. Ei, asta era o structură de proprietate valabilă acum un an. Știți de câte ori s-a schimbat structura asta de proprietate în ultimele 12 luni? 4 ori. De 4 ori s-a schimbat. Deci e o piață foarte, foarte dinamică asta. Adică oamenii ăștia care dețin, dețin instituții de media influente încearcă tot timpul să se ascundă în spatele lor și sunt o grămadă de tranzacții chiar între ei, între oligarhi, între, știu eu, membrii ai grupărilor de crimă organizată, politicieni. Și tot, totul se face la adăpostul acestor offshore-uri, firme de prin, de prin toată lumea și foarte mult Belize în, în ultima perioadă. Bun, asta doar așa ca să fac o trecere de la ceea ce spunea, ce spunea Mircea. O să lansăm în curând proiectul ăsta și o să facem atunci probabil și ceva, o conferință de presă cu toate detaliile astea și cu documentele și cu tot. Însă aș vrea să vorbesc puțin despre soluții sau cum vor eu. Eu sunt optimist. Sunt foarte optimist spre deosebire de, de Mircea Toma. Vedeți? Sistemul e clar, adică așa cum a spus Mircea, o să mai fie încă 10 ani de oligarhie în presă, de interese ascunse, interese murdare și tot felul și tot felul. Dar oamenii nu stau. Oamenii reacționează la asta și încearcă să creeze ceva pe lângă. Și, bun, putem numi asta medie alternativă, medie de orice fel, dar până la urmă este jurnalist de calitate. Nu contează cum, ce etichetă îi punem. Și fiindcă lucrurile astea se întâmplă atât în Europa de Est, cât și la nivel global, peste tot sunt o grămadă de încercări și unele foarte, foarte reușite, să se facă jurnalism, mai ales jurnalism de investigație, super corect. La noi, la Rise, a fost, de exemplu, duminică, au fost în vizită trei oameni din Coreea de Sud. Și Coreea de Sud e o țară avansată și tehnologic, și din punctul de vedere al democrației, încă din anii 80 au o democrație destul de, de, de bună. Cu toate astea, în urmă cu 2 ani, unul din șeful departamentului de investigație de la televiziunea publică din Seul a trebuit să-și dea demisia după ce a fost cenzurat. Nu a putut să dea pe post niște materiale despre serviciul secret corean. Omul și-a dat demisia și a zis, băi, îmi bag picioarele și și-a înființat Centrul de Jurnalism de Investigație din Coreea. Asta se întâmpla în ianuarie 2012. Între timp, centrul acela, vedeți dumneavoastră aici o hartă, asta se încerce. Toate punctele astea sunt centre de jurnalism de investigație din toată lumea. Și acum sunt și mai multe. Vedeți, sunt aglomerări mari în unele, în unele zone, în, în Europa, în America de, America de Nord, America de Sud. Am fost, săptămâna trecută m-am întors din Caracas, am lucrat acolo cu jurnaliști de investigație în Venezuela, unde e o situație foarte grea acum. Și oamenii fac o treabă extraordinară. Dar toate centrele astea pe care le vedeți dumneavoastră lucrează împreună de multe ori. Și lucrează, este o mișcare globală. Se numește Global Investigative Journalist Network. RISE Project, centrul nostru de aici, este parte din GIJN, cum spunem noi. E parte din toată mișcarea asta și există un schimb de informație care până acum nu a avut loc. Fiindcă nu putem să vorbim despre investigarea, de exemplu, a corupției, a crimei organizate, criminalității organizate, fără să vorbim despre cooperare transfrontalieră. Oamenii noștri, politicienii noștri, când își iau șpaga, nu și-o iau aici. Și-o iau în Monaco, și-o iau în Delaware, și-o iau în Cipru, și-o iau în multe alte părți. Și ca să poți să găsești, să dai de urma banilor, trebuie să cooperezi cu oameni de acolo. Trebuie să știi foarte bine să folosești bazele de date. Trebuie să... asta facem, de exemplu, în cooperare cu centrul din Coreea, Coreea de Sud. Însă, vedeți, acolo e un lucru foarte interesant. Ei s-au axat pe investigație exclusiv video.
fac investigație video. Au un site care are o audiență extraordinară, au 30 și ceva de mii de oameni care le dau donații anual, au un buget de 4 milioane de dolari anual, ceea ce e super pentru un centru. Au putut să mai angajeze oameni acum și au ajuns la 32, dacă nu mă înșel, de oameni care lucrează acolo. Dar lucrurile pe care le fac sunt extraordinare. De exemplu, anul trecut a fost alegeri acolo și Centrul de Jurnalism de Investigație a investigat faptul că serviciul secret corean, un fel de SRI de acolo, deci e vorba de serviciul secret din interiorul granițelor, a influențat printr-o campanie pe Twitter alegerea candidatului. Au pus vreo nu știu câte sute de mii de postări în favoarea unuia dintre candidați. Și oamenii de la Centrul de Investigație de acolo au arătat toate lucrurile astea, s-a lăsat cu anchete serioase, cu oameni arestați, cu tot felul, și cu un proces împotriva Centrului de Investigație din partea serviciului secret. Că au divulgat, știu eu ce, informații de tot felul. Ei, asta facem și noi la RISE. De exemplu, anul trecut, când au ieșit oamenii în stradă pentru Roșia Montană, noi la RISE am fost cei care am dat contractele secrete din spatele afacerii Roșia Montană și am arătat, în fine, și s-au dat niște șpăgi acolo și tot felul de alte excursii prin Nevada, prin Las Vegas și așa mai departe. Acum, de exemplu, lucrăm pe unul dintre, și tot publicăm material despre unul dintre cei mai puternici oligarhi ai momentului, Sebastian Ghiță. Deja ne-a acționat, nu, la poliție s-a dus și ne-a făcut niște reclamații. Deci sunt presiuni de tipul ăsta când vrei să faci jurnalist corect, dar noi îl facem și ceea ce încercăm noi să facem, dincolo de jurnalism, este, ne-am dat seama că suntem puțini. Oricum mai lua, suntem puțini. La RISE suntem acum, cred că, 16. Mai sunt oamenii de la Casa Jurnalistului, mai sunt oameni, știu eu, care fac lucruri bune în presa de aici, din țară, dar puțin. Și atunci noi ce încercăm să facem la RISE este să îi învățăm și pe alții să facă investigație. De asta facem cursuri cu activiști și facem manuale de investigație, unde explicăm cum se face investigația. Cooperăm cu programatori. Nu poți să faci investigație în momentul ăsta fără să ai programatori la tine în newsroom sau cum vrei tu să spui, la tine în comunitate, să spunem așa. Nu poți să faci jurnalist de investigație eficient și să transmiți mesajul fără să cooperezi cu artiști. Trebuie să faci. Noi facem tot felul de infografii, încercăm să simplificăm mesajul și să facem mesajul să ajungă la cât mai multe categorii sociale. Bun, unii oameni preferă text, alții preferă imagine. Și iarăși ce e interesant în momentul în care vizualizezi informații este că, evident, ăsta este un limbaj universal și atunci informația pe care o publicăm noi, chiar dacă este în română, am investigat afacerea aceea cu carnea de cal, dacă vă aduceți aminte. Noi am demonstrat că nu din România s-a întâmplat mișelia, ci s-a întâmplat via o firmă din Cipru, care era deținută de o firmă din Insulele Virgine Britanice, care era implicată și în trafic de armament și multe, multe alte chestii. Ei, deci limbajul ăsta vizual ajută foarte mult jurnalismul, dar din păcate sunt foarte puțini care îl practică și foarte puțini jurnaliști sau știu eu instituții media care să coopereze cu artiști. Și noi tot așa ca să, și am să scurtez că pot să vorbesc o grămadă, dar tot așa ca să ajutăm, am creat niște unelte. Ne-am dat seama, călătorind prin toată lumea, mi-am dat seama că cea mai mare problemă este accesul la informație. Peste tot în lumea asta. Și mai ales dacă vrei să investighezi niște oameni puternici, niște oameni care au bani, care au resurse, trebuie un instrument cu care să poți să contrabalansezi greutatea lor și potența lor. Și atunci, de exemplu, am făcut site-ul ăsta, Investigative Dashboard, care ajută jurnaliști din toată lumea să afle date despre companii. Despre companii implicate în exploatări miniere, în orice, în corupție, în orice. Deci avem aici cercetători, oameni care asta fac zilnic, avem jurnaliști și activiști care își fac conturi la Investigative Dashboard și întreabă, dom'le, uite, la mine în Zambia a apărut o firmă care îmi exploatează în spatele, în grădina din spate, cupru și mi-au stricat mormântul bunicilor și mi-au stricat nu știu ce. Pot să mă ajut să-mi dau seama cine sunt ăștia, să merg să-i reclam? Și noi atunci le furnizăm informații despre cine e firma aia, deci cu documente la fel, totul pe bază de documente. Deci, practic, asta, Investigative Dashboard rezolvă o parte mică din nevoia asta de informație. Și, repet, asta este pentru investigatori, pentru jurnaliști de investigație sau activiști. Pe de altă parte, din cooperarea noastră cu artiștii, am creat o altă care se numește Visual Investigative Scenarios, care e foarte ușor de folosit pentru a vizualiza rețele.
Deci, ai, în fine, e o interfață simplă, o poți folosi chiar dacă nu ai nicio cunoștință de programare și poți să generezi vizualizări de tipul ăsta, unde poți să pui informație în spatele vizualizării, poți să o exporți la tine în site, poți să o exporți în ca JPEG, poți să o exporți ca tot felul de alte chestii. Deci ideea e că încercăm să construim unelte care să-i ajute pe oameni să facă jurnalism de investigație.